Carosabilul municipal este din ce în ce mai ciuruit de gropile care apar zilnic în toate zonele orașului ca ciupercile după ploaie. Ca de obicei, șoferii buzoieni trimit toate vorbele de dulce către administrația locală și încearcă să descopere noi trasee care să nu le pună în pericol anvelopele, jantele ori amortizoarele mașinilor. Din păcate, iarăși aș putea spune că ne confruntăm cu iarna atipică, în sensul că ziua este foarte cald, iar noaptea se înregistrează fenomenul de îngheț, astfel încât străzile ce nu au fost reabilitate în ultimii ani au probleme în acest sens, apară din ce în ce mai des gropi în carosabil. Chiar dacă buzoienii care conduc prin oraș sunt obișnuiți cu gropile de sezon, anul acesta parcă sunt prea multe. Chiar dacă activitatea Urbiserb este redusă în acest moment, pentru că cea mai mare parte a angajaților sunt în șomaj tehnic, echipele de plombări au fost menținute în activitate, însă nu pot lucra în această perioadă decât cu asfalt la rece. Asfaltul la sac este scump și se deteriorează repede. Așa cum se știe, acest asfalt are un randament foarte scăzut, în sensul că la prima ploaie deja acesta începe să se macine și acele gropi apar din nou în carosabil. Din păcate, până când vremea ne va permite să pornim stația de asfalt și să începem să executăm lucrări de calitate din acest punct de vedere, în anotimpul rece, peste tot, în toate orașele, doar cu asfalt la rece se lucrează. Drumarii, puțin cât sunt, își fac treaba cu ce au și astupă gropi în fiecare zi, în principal pe străzile mari și foarte circulate. Străzile mai mici și aleile dintre blocuri mai au de așteptat până la primăvară, când carosabilul ciuruit de pandemia de gropi va fi vaccinat cu asfalt fierbinte.